chiar mă bucur, în anul 2022 am avut votat un buget oarecum modest. Tinerii au fost foarte activi, au câștigat și au valorificat acest buget. Este foarte necesar să creștem tânăra generație, dar însuși prin implicarea voluntară putem să-i, cumva, să-i formăm, să le direcționăm traiectoria corectă a viitorului. A fost reanimată activitatea Centrului Tineret, am finanțat activitățile extrașcolare, cum ar fi Casa de Creație, Școala de Arte. Administrația publică, prin prisma Consiliului Regional și a primăriilor din unitățile administrative teritoriale care le avem, întotdeauna a făcut apelul către tineri și mai facem încă o dată apelul ca să fiți implicați, să participați chiar și la consiliile participative, să dați propuneri, să dați idei și noi să le realizăm împreună. Centrul de tineret oferă o gamă largă de servicii pentru dezvoltarea multilaterală a tinerilor. Beneficiarii centrului sunt tinerii orașului Cimișlia de statut social diferit. Împreună cu voluntarii centrului am organizat activități outreach, și anume animarea timpului liber pentru tinerii marginalizați care se află în localități mai îndepărtate de orașul Cimișlia și au acces limitat la transport. Un alt proiect de succes a Centrului de Tineret este implementarea programului TDH Moldova, un spațiu pentru toți, în cadrul căruia tinerii au reușit să restaureze spațiul rezervat pentru dânșii. La moment, Centrul de Tineret prestează 4 servicii pentru dezvoltarea tinerilor. Ne-am dorit să extindem acest număr, să implicăm specialiști noi cu practică și experiență europeană, în care tinerii vor găsi o nouă latură de dezvoltare, idei pentru proiecte. La Centrul Tineret am fost implicată mai multe proiecte, precum salubrizarea, amenajarea spațiului de tineret și, de asemenea, am făcut experiență cu centrul de tineret din alte localități. Motivația de a mă implica în voluntariat este anume respectul și atenția oferită de tinerii de la centru. Devenind voluntar, am avut posibilitatea de a comunica cu alți persoane noi și de a înțelege ce le place lor, de a mă înțelege pe mine ce îmi place mie cu adevărat și ce îmi doresc ca să fac în viitor. Vara aceasta am participat la programul de granturi mici în raionul Cimșlia și am câștigat suma de 20.000 de lei pentru a implementa un proiect la mine în localitatea de Baștina, în satul Țelemet, raionul Cimșlia. Ideea proiectului a fost să implementăm o tameră de vară pentru tinerii de la vârsta de 10 până la 16 ani pentru a-i învăța ce înseamnă robotică și cum să gestioneze sau cum să lucreze cu Arduino. Noi am reușit împreună să dezvoltăm sau să creștem la nivel emoțional și să ne învățăm să lucrăm în echipă. Tinerii de acum sunt mai deschiși către noi oportunități. Ei mai ușor asimilează informația și mai ușor merg spre schimbare, ceea ce se vede și la noi în Cimișlie. Consiliul Elevilor al Liceului Teoretic Ion Creangă organizează o amploare de activități. Scopul sau viziunea este de a implica cât mai mult elevii în activități, de a-i responsabiliza într-o oarecare măsură și de a-i motiva să fie cât mai activ. De exemplu, acum, în perioada sărbătorilor de iarnă, ne ocupăm de caritate, la centrul de deplasament al copiilor sau azilul de bătrâni, repartizând gimnaziu și liceu la parte. Un lucru foarte important care trebuie promovat este părerea tinerilor și noi, Consiliul Elevilor, ne stărim să fie auzită. Noi am organizat concursul de jocuri intelectuale pentru a pune logica tinerilor în mișcare, avut drept scop pentru a informa elevii și a-i da un imbold ca să afle multe lucruri noi și asemenea să petreacă bine timpul să-și pună în mișcare logică. Asemenea, ei au colaborat unul cu alții și asta a contribuit foarte mult la
skill-urile lor de comunicare, ce va fi foarte benefic în viitor, deoarece oriunde noi avem nevoie să deținem de comunicare coerentă, să știm cum să vorbim, cum să interacționăm cu persoanele, mai ales cu persoane noi. Dezvoltarea sectorului tineret nu este doar o prioritate a administrației publice locale sau a centrului tineret, este și una pentru asociațiile obștești de la noi din Cineștea. Avem un proiect câștigat în domeniul dezvoltării capacităților de a scriere, a planurilor de afaceri, de a consolida capacitățile de atrage a fondurilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului. De obicei, tânărul este cel care are cea mai multă inițiativă, este cel mai ușor care se aprinde și arde de o idee. O idee care până acum nu a fost aici pe loc la noi făcută, o implementez mai ușor cu un tânăr decât cu cineva care este mai în vârstă. Respectiv, lucru sectorului tineret, și nu văd doar a centrului tineret lucru, acesta o văd implicarea și atelierului, cum am spus eu, societatea civilă, și văd o mare oportunitate, anume în rândul tinerilor ca următorii lideri care urmează să revină la noi în Cineștea și să refacă lucrurile sau să se dezvolte altfel, pentru că chiar avem uneori nevoie de un altfel de aer pentru a ne dezvolta orașul și a ne face diferiți față de alte comunități din împrejur. De psiholog ofer servicii tinerilor și adolescenților care se adresează pentru consiliere psihologică individuală și la fel oferim și consiliere psihologică online, mai nou, adică odată cu începutul pandemiei. Tinerii și adolescenții în cadrul centrului sunt forța care ne ajută cumva, ne ajută și ne oferă suport, un suport foarte mare pe care îl apreciem enorm. Ei ne ajută să realizăm campanii informaționale prin care să educăm societatea și să oferim careva informații corecte și utile pentru a educa o generație sănătoasă. Facem parte din rețeaua Youth Clinic Moldova, care ajută tinerii la fel ca și noi, anume grupul țintă 10-24 de ani. Oricare adolescent și tânăr se poate adresa la oricare centru din această rețea care se află pe tot teritoriul Republicii Moldova.